Bună seara, sunt Roxana Gheorghian. Bun găsit la informațiile despre vreme. Pe continent se mai încălzește în jumătatea sudică. În jumătatea de nord a Europei, local vor fi precipitații mixte, iar în rest cerul va fi mai mult noros și va ploua. În partea sudică, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în vestul, centrul, sudul și estul continentului. La noi în țară, la noapte, va mai ploua în Maramureș, pe arii relativ extinse în Crișana, local în Transilvania și în nordul Moldovei și numai izolat în celelalte regiuni. La munte vor predomina ploile, iar la peste 1500 de metri vor fi precipitații mixte. În nord-vestul teritoriului, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va fi mai activ pe crestele Carpaților Orientali și ale munților Apuseni, unde se vor depăși viteze de 80-100 de km pe oră. Minimele vor fi cuprinse între 0 și 8 grade. Mâine ne vom bucura de vreme caldă, maximele vor fi cuprinse între 9 și 22 de grade. Va mai ploua în vestul și centrul țării, iar spre seară și în sud-vest. La munte, în Banat, vor fi cantități de apă mai însemnate, 15-20 de litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari vor fi precipitații mixte, vântul va avea intensificări. Local și temporar vor fi intensificări ale vântului și în zonele joase. În capitală se menține vremea caldă, mâine termometrele vor indica o maximă de 18 grade, cerul va fi variabil, însă spre seară se va înnora și vor fi posibile ploi slabe. Vântul va fi destul de activ, se vor atinge viteze de 35-40 de km pe oră. Vineri, cerul va avea înnorări și vor fi posibile ploi de scurtă durată, maxima va atinge, iată, 20 de grade. Sâmbătă, maxima se va opri pe la 18 grade, iar cerul va fi mai mult noros. La munte sunt anunțate averse însoțite de descărcări electrice, iar la altitudini de peste 1800 de metri vor fi precipitații mixte. Cantitățile de apă vor fi însemnate, iar vântul va fi activ, în special în munții Apuseni și local în Carpații Orientali, unde se vor atinge viteze de 70-90 de km pe oră, iar la altitudini de peste 1700 de metri rafalele vor depăși 100 de km pe oră. Și pentru zilele următoare, meteorologii anunță vreme caldă. Vineri, cerul va fi variabil, cu unorări spre seară, când va ploua pe arii restrânse în jumătatea de vest a țării. La altitudini mari vor fi precipitații mixte, vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări în zona montană înaltă. Maximele se vor încadra între 12 și 21 de grade. Sâmbătă se mai răcește puțin în vestul, nordul și parțial în centrul țării, dar în rest va fi în continuare mult mai cald decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va avea înorări și vor fi ploi la munte, în centru și în sud-est. În zonele montane, precum și în nordul Moldovei, dar și în Transilvania, vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări la munte, iar temporar și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o seară minunată! Numai bine! We'll be right back.